Like dacă îți place pizza și comentariu dacă îți place shawarma. Pe scurt, mi-am comandat pizza. Astăzi afară era foarte frig, m-am uitat la oră, dar eu nici n-am luat cina. Într-adevăr, mi-era foarte foame, plus la toate mama de vacanță n-a revenit. Am decis să-mi comand o pizza. Am deschis site-ul, mi-am ales pizza, am sunat, am spus ce pizza doresc, m-a întrebat adresa, orașul, țara, numărul, care e prenumele bunicii, cine este proprietarul casei, pe ce note învăț. Mi-a dat să găsesc rădăcina ecuației cuadrice. Am rezolvat-o. Am fost lăudat. Mi-a plăcut. După care am întrebat de ce totul ăsta trebuie. Eu pur și simplu vreau să comand o pizza. Până la sfârșit am aflat că vorbesc cu profesorul de matematică. Am sunat din nou pe numărul de pe site-ul cu pizza. Am verificat dacă totul am introdus normal. Am sunat. Bună, ce pizza doriți să comandați? Mi-am spus ce pizza vreau, m-am întrebat adresa și numărul. În sfârșit am comandat pizza. În timp ce aștept, mi-am pus un serial, mi-am îmbrăcat căștile. M-am uitat câte ore, au trecut 2 ore, pe telefon 30 de apeluri pierdute de la curier. Oh mai, se pare că am uitat de pizza. I-am sunat curierului, mi-am cerut scuze. Curierul mi-a spus că peste 10 minute va fi. Am început să-l aștept. Curierul a venit, mi-a spus banii după pizza, am scos banii, mi-am amintit că n-am bani, am spus să aștepte 5 minute, poate găsesc, am mers în cameră, am început să caut în toate dulapurile, în afară de 10 bănuți n-am găsit nimic, m-am supărat căci voi rămâne fără pizza, după mi-am amintit că mama mi-a lăsat banii, am găsit banii, am mers la curier, nu m-a așteptat ce a plecat, eu m-am enervat, am revenit în cameră, am intrat pe alt site, am sunat, am comandat, am început să aștept, o oră, două, pizza nu, m-am uitat la burtă, am simțit toată durerea. I-am sunat curierului, m-a întrebat în ce sat mă aflu, i-am spus că mă aflu în oraș. Curierul a spus că va fi peste 10 minute, am așteptat o oră, curierul a bătut la ușă, am deschis, am aruncat banii, am luat pizza, mi-am spălat mâinile, am deschis cutia, acolo era shawarma. Nu! Pe scurt, mi-am comandat pizza. Miau!